mare pește care poate să răchide 2-3 kg, între 3 și 7 kg de pește mănâncă pe zi. Anvergura ricilor între 3,20 m și 3,40 m. Iar nu vrea să pleacă, se decalbă. Canalul Zlina. Ia uite-n dreapta acolo. În stâmpă. Țigănușii. Din stânga, cei negri. E țiganca și țiganul. Cer, broaște, scoici, melci. Alta țânțare, sta la umbră, pădure. Una și mai de oră aici? Nu. Dumneavoastră știți ce mai bine. Pierdeți. Acum intrăm în lacul Uslina. Aici avem mai puțin de un metru. Care? Mai puțin de un metru. Stărcul galben. Stărcul cenușiu, nu snuferi. Vă explic imediat. Stărcul cenușiu, unde vedeți vegetația aceasta, se numește castană de baltă sau ciulin. La sfârșitul lunii august septembrie se fac niște fructe comestibile. Stăpul galben, stăpul cenușiu. Tira de baltă. Cretele mici, acele albe. Scufundac sau corcodrilu. Se abroaște vegetația aceasta. Firele de baltă.
acela negru este țigări. Uitați cum pescuiesc pelicanii. Avansează. Ce e acolo, fătule? Aceștia sunt pelicanii comuni. Două specii de pelican trăiesc în Delta Donului. Pelicanii comuni și pelicanii creți. Pelicanii creți sunt mai rari, sunt pe cale de dispariție. Pelicanul creț are o moză supra capului, o creastă. Aici sunt doar puțin, dar o să intrăm în rezervă. Alb și galben. Aștia s-a aici. 15 mai până septembrie. Un feric galben doresc primii și ultimii se usuc. Cei albi nu miros deloc. Aici doar puțin, o să intrăm în rezervă. 4 puișori. Mami, aia cu s-a trezit. Mă simt repede. Faci miază. La cu Thank you.
ceasul. E luna august, doamnă, și că nu sunt turiști în Delta. Nu, anul ăsta nu. De aici o să înceapă rezervația de... Deci sunt cărări întreținut de embarcațiuni. Dacă nu s-ar circula un an, doar, n-ar mai intra. S-ar rupt. Mai mult de atât, nu ferii nu se deschid, nu ferii galbe nu se deschid, nu ferii alții se deschid mai tare. Da. Sunt de melci, scoici, melci, craci, mâncat de pescăruși, păsări, ce e negri sau la mai la cum. Un puiet, mărunțiș. Dacă știți să-i faceți. Da, uitați ce apă mică, vedeți din spatele motorului, iese noroi. Da, și domnul nu prea știe, oare că trebuia să ridică. Asta sunt ferial, vedeți, au frunzele mult mai mari și mai înalte. Ăștia sunt un ferial pentru ferial. Oriunde nu mai nu alegeți.
feriali de la 12-1-2. Are 150 de locali de sub. Cu oameni amărăți acolo. Se poate mânca tradițional în loc, lângă casă, dacă doriți, dar numai din pește. Mâncare pesăturată, dar nu la gramaj ca la restaurant. Ar fi pește, ciorbă de pește cu mujdei, pește prăjit cu mămăligă mujdei, desert, o carafă de vin, o sticlă de apă, este 70 de lei de persoană, mâncare pesăturată. Și desert plăcind dobrogeanul, brânză și ustafide. Ce mâncam noi la seara? Că acolo nu sunt pensiuni, nu sunt restaurant, adică... Nu mai cu barca asta. Nu mai și mai cu barca, da. Și localnicii au 150 acolo, de... Ei stau acolo. Și... Se ocupă cu pescuitul. Au și magazin. Se aprovizionează. Un singur magazin. Care se alimentează la lună, sau la săptămână. Exact, la săptămână. Acum iarna nu veste nimeni. Doar cei bătrâni au rămas. Tineretul a plecat la oraș. Trebuie să pierde totul, știi? Mori bătrânețul, mai duci tineretul să te ia în cuiată. Câte ore mai are? Ce nu mai întrebă. Deci toți au același traseu. Foarte frumos. Aveți de astea indicatoare orientative pe unde să dui traseul? Asta e sens unic, nu? Scapă cine poate. Acum o să intrăm în lacul Isăcel. Tot așa de mare Dunăre?
Asta nu e Dunăre. Suntem în rezervație, suntem pe Dunăre. Dunăre era aia, traseul la lung, atât în față. Ne-am trecut pe lângă posta cabană în Ceaușescu, aia cool. Este în brațul Dunăre. Nu mai e, ce nu e în Dunăre? Am intrat în rezervație, avem numai fauna. Rezervația biosferă de pe Dunăre are o întindere de 6.000 de hectare. Fără brațe, doar rezervația, fără cele trei brațe. 1000 au și jucă. Ce m-a spus? Mamă mia! Caput! Ești mechetat, ești mă. Să nu vă zgăreați din față. Nu feria. George, ferește-te. Au un șarpele. Aici sare din tubă. Tati. Te te jur. E sens unic. Dar ce bilet ai cu toate în cap?